atare să-mi dați mie ascultare. Prea cinstite, socru și soacră mare, să fiți tare bucuroși că azi în zi de sărbătoare am venit la dumneavoastră să cinstim această casă. Că de când am fost anunțați că piciorul însurați, noi toți aici de față de nuntă ne-am gătat. Iar astăzi, ia uitați ce frumos ne-am urcat. Și am venit cu voie bună să petrecem împreună, că așa e datina străbună. Ei, dragii mei, dar până azi, la sărbătoare, părinții de față au avut o grijă mare. Copilul lor să trească până la vârsta feciorească. Ia uitați, vremea a sosit. Iar fiul lor, cea mult iubit, este astăzi pregătit gata de căsătorit. De mic copil l-ați ferit. De multe rele l-ați ferit. Și de apă, și de foc, să aibă în lume noroc. Noroc peste care Sergiu a dat când iubise. Iar mai apoi, după ce a mai cugetat, s-a gândit că e bun și de însurat. Așadar, cinstite mire, de la trecutele zile care s-au împlinit de când iubită ți-ai găsit, te-ai hotărât bine ce faci? Da, da. Fecioria să o lași? Să-ți lași fostele iubite să plângă la nesfârșite că din până te-au scăpat și nu te-au luat de bărbat? Iar tu să-ți faci trainică casă cu a ta mântră aleasă? Păi atunci, dragul meu, fă bine, te pregătește și cu noi la domn pornește. Să o ducem la cununie să o faci pe vezi soție. Dar, înainte de a pleca, îmbrățișează. Și frumos îi mulțumește pentru cum te-a putut crește. Îmbrățișează și pe tatăl tău, care te-a ferit de rău. La școală te-a dat și te-a format de bărbat. Și în ultimul rând, îmbrățișează scumpii bunici, de mic te-a legănat și te-a alintat. Ei, dragii mei, văd că apar lacrimi, sunt lacrimi de emoție, fără doar și poate. Și aș mai vorbi și de bucurie, evident. Și aș mai bucurie, dar mă uit și la Sergiu și văd în ochii lui dorința de a ajunge, sigur, după naș, că fără naș nu se poate, și mai ales la lui iubită mireasă. Așa că închei, dar nu înainte de a spune o rugăciune, așa e la creștin, frumos a spune. Cu siguranță că până noi ne-au așteptat. Nu? Așa că, dacă tot avem de naș, sau mă rog, de viitor, n-aș vedem noi dacă nu s-au răzgândit. Dragii mei, mai este, mai avem unde noi, nicio problemă. Eu până aici am mai mult devenit decât Sergiu și un pic am ustănit. Am auzit că și naș au obosit. Că lumea vorbește pe mine. Sunt fie în România, ce să facem. La cât de mult s-o pregăti cu plăcinte, bunătăți, să ne servească pe tăți. La oameni buni, crede că n-aș o scăpa și de tine vorbi. Ai scos țuica de prună să gustăm cât e de bună. A pe drum să știi să mai auzi ceva, că nu tace lumea. Că haine noi v-ați îmbrăca. Dar, de nu te-am lăsat? Ce să ne zicem? Dar, oricum, mă bucur că am ajuns la voi, frumos omului să cinstească un pic, așa că Doamne ajută și de bine, la toată lumea să fie fericită. Mașule, hai zice să nu tragi prea tare, că de data asta dau și la sortul mare. Că să uit așa în lor mie nimica. Am așteptat. Soatra? Să guste. Soatra-i cu soțul și de-aia, nu? Dragii mei, după cum vedeți, eu am venit cu lumea lasă la dumneavoastră acasă. Și am adus cu noi și acest mândru fecior, care de dimineață s-a îmbrăcat. În oglindă s-a aranjat. Și l-a bunul Dumnezeu s-a rugat. Să ajungem aici voioși
cum ați văzut că suntem și să vă găsim sănătoși, cum sper că sunteți. Și să știți, dragii mei, că noi n-am venit să vă încurcăm. Nu, nu vă zugrăvim, nu vă săpăm, nu vă arăm, nu vă... Nu! Știu, dar noi suntem cu distracție. Așa că noi am venit să vă rugăm, ca astăzi, la frumosul nostru eveniment, să participați. Dar, oricum, că mai înainte vorbeam, și calitate de naș. Ce ziceți? Acceptați? Păi, până nimeni, până acum. Acceptăm. Dragilor, am reușit. Mire avem, naș avem, nuntaș avem. Mai avem un pas să ajungem la mireasă, dar o luăm noi și pe ea. Nici o problemă. Așa că să ne trăiască mire, naș, nuntaș și mireasă. Doamne ajută, să știi că nu știu bine am nimerit, atunci unde am oprit, că nici mirele nu mai știe unde trebuia să fie. El când umbla la lui aleasă, nu-l prindea noaptea pe acasă. A plecat noaptea la două, nu era lună nouă, ba era prea mulțumit de cum a fost omenit. Așa că cinstit e vorba. Pe noi dacă ne lași înăuntru și am nimerit bine, acolo nu spune mai multe. Dar să nu faci griji pe vremurile astea, că avem și acte și pe ce dacă vrei să-ți vedeți. Dar a noastră adeverință este această plosă cu pălină. Că de-ți dau cu ea pe la nas. O și scăpa de năcaz, ia că l-am văzut pe aia, mai înainte era să plângă. Iar de-ți dau să bei din ea, ai noroc. Numai să nu bei, tata. Poarta ne-ai descuiat-o, dar și înăuntru ne-ai lăsat, nu? Da, cu drag, si. Putem intra? Dacă tu te-ai căutat. Ei, da, da, foarte bine, foarte bine. Noi suntem de-aici din Arau. Și am zis că o mireasă să află. O mireasă pentru al nostru mire, Dumnezeu bunul să-i ție. Și să vedem dacă am nimerit bine. Eu așa am zis că pa ce ar fi, acum o vedea. E de mal. Bun, deci putem intra, nu? Da, da? Muzica! Hei, dragii mei! Am ajuns de strană înăuntru, dar pune socrii mici, să-i văd și-o pe aici. N-avem socrii mici. Haideți, dragii mă, haideți, bine v-am găsit. Nu dau ceva. Da, sănătate. Dar vreau să vă pun și o întrebare. Spuneți-mi adevărat dacă mirele așteptate este acest frumos băiat. Da. El e. Da. Am ajuns bine la socrii. Ești pe plac. Acum să vedem și ce ne dă. Dragii mei, noi am venit așa, după cum vedeți, cu lumea aleasă la dumneavoastră acasă. Și am adus cu noi acest mândru pe cel. Care dimineața s-a sculat, în oglindă s-a aranjat, ia uitați ce frumos s-a îmbrăcat, să vină după lui aleasă. Să o ducă la cununie, să o facă pe soție. Că în Scriptura la Matei, capitolul 5 sau 3, scrie clar. Câtă vreme va fi soare, bărbatul să se însoare. Și să-și ia o soție care numai lui să fie. Iar apoi să se iubească și frumoși nepoței să vă facă. Da. Și sigur, ei copii să crească. Dar ia spuneți-mi sorul aici. Nepoții cresc cu nimic? Sau le-ați pregătit așa ceva, niște bani pentru o casă, ne mai puneți cardul pe masă, mă nu știu, ai, nu ai? Ceva tot trebuie să le dai, nu? Bine. Da. Așa. Dar el e modest și îl știu de mic.
Și el vine să zice așa și așa, de ce? Pentru că pe el interesează faptul lui mireasă. Ce îmbrăcată mireasă și o țineți închisă în casă. Așa că eu și numele lui vă rog să ne aduceți nouă mireasa, că noi, de aceea nu am plecat ea dacă am înoptat. Fără ea. Atunci, haideți să vedem ce ne aduce. Hai, vrea să vedem ce ne aduci de acolo. Du-te și eu, tu. Dar nu îl duci? Da, poți. Nu puntează, care cum vrezi, poate poți să o aduci pe tata, nu-i... Deci mireasă frumoasă ai. Ei, mire, mire, dragă mire, ce spui? Aceasta e mireasa pentru tine. Atunci la urmă zicai, bucetă mireasă și sărută o mire ca altă mireasă, nu mai ajungi să săruți. Mai pupi așa că îți dă voie. Că de aici încolo, când vei la nunți, mergi acolo, cum mai faci și acum. Nu, și gata. Acum sărut. Dragii mei, roșit buzele. Dragii mei, sper că nu v-am plictisit cât am vorbit până aici, dar mai am puțin. Mai am puțin și termin. Nu de altceva, dar seară, pe strada mea, tot zbura o rândunea. Ea a luat un pic, a stat și atunci, pe mine m-a rugat, caz, în fața dumneavoastră, să vorbesc și pentru frumoasa mireasă. Draga mea, eu vorbesc și ascultă ce grei. Mireasă, dragă mireasă, tu deloc nu te-ai gândit atunci când te-ai logodit că mai bine să te-ai fartă decât să fii măritată? Nici una, dar nici una nu s-a gândit. Eu zic, repede terminăm, îl am și gata. Nu de altceva, dragă. Dar astăzi, aici pe strada ta, cântu și Mierla. Mierla cântă mai subțire ca zise de despărțire. Ia uitați-vă, părinți, câți au venit pe aici. Mirele și cu nănașii, neamurile și nuntașii, fetele și cu feciorii, lăutarii, chemătorii, toți au venit să o ia. Dar numai la colonii o va duce. Iar atunci, mireasa zâmbind, îi spune mamelor, eu te las, mamă, cu bine și vei veni mai rapid. Și îmi vei duce, mamă, dorul, că eu ți-am fost ajutor. Frunzuliță foaierată, mă întorc și la-l meu tată și frumos îi mulțumesc pentru sfatul părintesc. Te-ai trudit și zic și noapte ca să le faci pe toate. În păr, când ai busuioc, să am în viață noroc. Iar norocul îl am prin soțul meu și să știți că nu l-a luat pentru avere. Că nu are. L-a luat de plăcere. Averea lui este sufletul. Și... el pentru ea și ea pentru ea. Așa că, dragi părinți, eu vă mulțumesc în numele Botei pentru tot ce ați făcut pentru mine. Și de aici încolo și eu am perechea mea, cum sunteți și voi. Și ne vom întâlni acum, sau vă veți avea acum, doi copii. Iar la Mire, atunci și spun, Mire, Mire, dragă Mire. Așa frumoasă fată, nu o găsești la orice casă. Harnică, nu la Severin, harnică și gospodină. Și în casă, acum nu știu, dacă aveți în grădină, o încerc să vezi dacă și în grădină. Așa. Dar de ce e importantă? Pentru că îți pune mâncarea pe masă, îți face curat în casă. Iar seara, mai apoi, vă veți vă iubi amândoi să faceți părinților niște nepoței, dragii mei. Dragi nuntași, avem acum și cea mai importantă de la acest eveniment, mireasa, avem a doua, mirele, nașii, așa că avem nuntași și ce să mai, așa că să cânte muzica, să înceapă jocul. Mireasa. Bună seara și bine ați venit la frumosul local Moara cu Noroc, vă spune vornicul Mihai. Prea cinstită adunare, Doamne, Domn și Domnișoare, voi toți lume de valoare, vă rog să-mi dați puțin ascultare. Să fac o scurtă prezentare. Personajele importante acestui spectacol din această seară, prima dată s-au văzut, după aceea s-au cunoscut, iar apoi ei s-au iubit. Și împreună, astăzi, cum unii dintre dumneavoastră au văzut,
au hotărât să meargă la cununie pentru a lor căsătorie. Iar acum ei ne invită să petrecem împreună cu cântec, joc și voie bună. Ei, dar cine sunt acest personaje? În primul rând, nașii și părinții spirituali, vă rog să-i aplaudați. Bună seara, dragi nași, vă rog să luați loc la... Iar frumoșii miri, vă rog să vă ridicați în picioare, să-i aplaudați. Dragii mei, dacă toți suntem în picioare, vă rog să puneți mâna pe pahare. Puneți mâna, că nu-s grele, și țupnați țuici în ele. Și închinați cu fiecare pentru miri, pentru nași, pentru noi, pentru fiecare, să trăim la mulți ani și la mai mare. Distracție plăcută, vă doresc! Să spun din fata fi.